Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi cu domnul Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Discutăm despre noutățile programului IMM Invest și despre programul de relansare a economiei propus de premierul Ludovic Orban și prezentat ieri, iată, într-un mare eveniment la care a participat și președintele Klaus Iohannis. Știu că ați participat și dumneavoastră. Care sunt noutățile? Așa cum a spus și premierul și președintele țării ieri, vorbim despre un plan de investiții fără precedent în următorii ani. Și în ce sens spunem lucrul acesta? Pentru că înlocuim, practic, măsurile de subvenționare cu niște măsuri de stimulare a economiei. Este exact ce are nevoie acum economia românească, adică un plan de reconstrucții, da, bazat pe investiții, care să ducă la crearea de noi locuri de muncă și practic înlocuim în acest moment acele măsuri de 3-4 ani de zile în care se creștea salariul cu măsuri de investiții. Deci, practic, se înlocuiesc acele măsuri de creștere cu măsuri de investiții. Deci este ca o gură de aer exact, venită pentru chiar într-un context... În toate cărțile de economie spune clar că o dezvoltare sustenabilă nu poți să faci decât prin investiții. Ce s-a întâmplat în România până în anul trecut au fost creștere de salarii care s-au dus în deficit bugetar, în datorie publică. Consumul e adevărat pe termen scurt a crescut, dar vedeți că pe termen lung intrăm în criză. Acest plan național de investiții și de relansare economică cuprinde mai multe, să spun așa, mai multe componente. Una din componente sunt granturi și scheme de garanții și programe pentru IMM-uri. Ce înseamnă? În cadrul acesta, vedeți, niciun guvern n-a folosit până acum garanția nume și constat. A fost un singur program și acela al unui guvern liberal, este vorba de programul Prima Casă, da, care folosea garanție nume și constat. Ce înseamnă? Pentru toți care înseamnă că deci garanția nume și constat este o garanție suverană, expresă și revocabilă. În momentul în care finanțatorul deci dă credibilitate creditorului și, bineînțeles, debitorului. Deci, practic, statul garantează pentru tine că acel business sau acel activ nu va fi, să zic așa, nu intră în default businessul deci, respectiv. Deci vorbim de siguranță, exact. Practic. Deci am folosit și nimeni nu poate spune că programul Prima Casă, care o să vedeți în noul plan național, are o nouă componentă iarăși de dezvoltare, nimeni nu poate nega efectul multiplicator și efectul anticiclic al programului Prima Casă. De acum, din criza din 2009, practic 2008 a fost programul conceput și a intrat în 2009 în vigoare. La fel, este incontestabil succesul programului IMM Invest, în care la fel, dacă pe programul Prima Casă statul garantează pentru persoane fizice, statul garantează pe programul IMM Invest 90% prin garanția nume și constat. Ce s-a întâmplat? Avem cifrele la zi după exact 2 luni și cred că nu există nici în istorie, nici alt program, ca în 2 luni de zile un număr de 10.208 întreprinderi mici și mijlocii să beneficieze de o injecție de capital de 9 miliarde. Deci astăzi, practic, ieri, de fapt, au trecut două praguri psihologice, 10.000 de firme, 9 miliarde. Vorbim de bani în economie. Care și-au primit banii? Da, au primit banii, liniile de credit și cele de capital de lucru și cele de investiții sunt pe sistemul revolving, adică oamenii, în momentul în care au bani, folosesc cât au nevoie. Adică nu e un credit în care se... Ceri practic, o anumită sumă ei, și ți se oferă suma și... Nu, da. Deci practic tu cheltui cât ai nevoie. Fac tu și așa mai departe. Există o limită. Da, există, așa cum am explicat data trecută, pentru micro-întreprinderi care au între 0 și 9 angajați și 2 milioane cifre de afaceri, linia de capital de lucru este 500 de mii și investiția este de 10 milioane. Capitalul de lucru se oferă pe maxim 3 ani, cu posibilitatea încă 3 ani, deci maxim 6 ani se poate duce. Da, și mai ales că e pe sistemul revolving, adică iei din linie cât ai nevoie, restul folosești ca buffer.
pe investiții este 10 ani, maxim 10 milioane. Cele două cumulate nu poate să depășească 10 milioane. Adică poate să ia 500 de mii cu 9 milioane jumate. Pe întreprinderi mijlocii suma crește, sunt acele întreprinderi care au între 10 și 49 de angajați. Aici capitalul de lucru este 1 milion și ce e foarte important, România este singura țară din Uniunea Europeană care garantează 90% în garanție nume și constat. Garanția nume și constat este tratată ca un ajutor de stat. În restul țărilor, maxim 80% garantează statul. În România, prin acest program, avem 90%. Iar ca investiție, linia de investiții poate ajunge până la 10 milioane. La fel este această condiție cumulativă, nu poate să depășească 10 milioane. Deci, practic, 9 cu maxim 1 milion. Și ultima categorie, întreprindere mijlocie, între 50 și 249 de angajați, cifră de afaceri 50 de milioane active totale, 43 de milioane de euro. Aici 5 milioane poate lua capital de lucru, cu garanție nume și constat 90%, așa cum am spus, și capital și investiție 10 milioane. Termenele sunt aceleași, 3 ani cu prelungire încă 3 ani, 6 ani pentru investiții. Ce vine nou și ce a făcut guvernul și ce a modificat? Deci ce este inclus în planul de relansare? Da, este economiei. O măsură care o vedem activă, care a fost modificată. Guvernul, știți foarte bine că am cerut aprobarea Comisiei Europene ca dobânda să fie subvenționată, deci sunt 167 de milioane de euro, bani alocați de Guvernul României pentru dobândă zero, comision de garantare zero, comision de garantare de risc zero. Deci, iarăși, schema este unică în ceea ce privește ajutorul de stat pe teritoriul Uniunii Europene. Ce s-a mai reușit? Guvernul Orban a luat derogare de la Comisia Europeană ca această facilitate de dobânzi zero să fie 8 luni de la momentul în care ai semnat contractul de creditare și de garantare. Adică până acum era până la 31 decembrie 2020, până la sfârșitul anului. Programul, bineînțeles, deci, va merge și mai după departe. 2020. Da, va merge inclusiv până în 2026. Este un program, așa cum am spus, care arată efectul, dar nu este, nu poate, să zic așa, răspunde singur la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii. Și ce s-a realizat ieri? Ieri, practic, guvernul a venit cu o nouă schemă și noi îi spunem IMM Invest pentru întreprinderile mari. De exemplu, sunt acele companii care au un număr până în 250 de angajați, dar depășesc cifra de afaceri și nu le poți încadra. E, nu puteau accesa pe IMM Invest, acum poate accesa pe schema IMM Invest companii mari, care este derulată de Exim Bank. Chiar ieri a venit notificarea Comisiei Europene, deci practic deci în 15 zile. Exact, sau companiile mari, adică peste 250 de angajați, marile șantiere navale, unde sunt peste 2-3 mii de angajați, pot accesa această linie prin Exim Bank, banca statului. Am văzut că este specificat și un număr de beneficiari pentru fiecare măsură. Da, noi luăm numărul de beneficiari. De exemplu, pe IMM Invest noi am mers pe 40.000, pentru că la început băncile au făcut cele 22 de instituții financiare selectează, să spun, creditele din punct de vedere valoric mari, da? Merg pe maxim și de aceea la început numărul firmelor este mic, dar valoarea creditului este mare. Dar din cea de-a doua jumătate, că deja intrăm în cea de-a doua jumătate, să zic, a beneficiarilor, deja crește numărul beneficiarilor și scade garanția și creditul. Deci, practic, aici avem 40.000. Guvernul și premierul a spus și ieri că la ședința de rectificare, știți foarte bine, rectificarea se face la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Noi sperăm și suntem siguri că vom depăși plafonul. Deja avem 5 instituții bancare care au depășit plafonul și evaluează în continuare. Vom face o rectificare bugetară de cel puțin 5 miliarde, astfel încât plafonul să ajungă la 20 de miliarde. Deci se poate prelungi, că acum am văzut că e 15, exact, da, 15 miliarde și de lei.
Guvernul, chiar domnul prim-ministru, premierul, a anunțat ieri că la rectificare vom merge pe 20 de miliarde. Știu, am văzut în programul de relansare inclusă și programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor. Da, acolo sunt programe, e vorba de acel 1 miliard de la Comisia Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Ele vor veni sub formă de granturi, deci pe bază de proiecte. Este legat pe principiul, să spun, decontării. Iarăși o măsură pe care am luat-o în premieră Ministrul Finanțelor Publice împreună cu experții băncii europene BERD de dezvoltare. O să dezvoltăm un produs astfel încât știți foarte bine că aceste fonduri vin pe principiul cofinanțării, adică Uniunea Europeană alocă 1 miliard la care statul român trebuie să vină cu minim 15% cofinanțare. După care se formează bugetul și ajungem la întreprinderi mici și mijlocii. Acolo, în funcție de intensitate, dacă este micro-întreprindere, poate să ia 90% nerambursabil, 10% cofinanțare. Dacă este mică, se poate coborî la 80%. Procentele sunt fixate de către autoritățile de management. Dar ce vreau să spun? Tot ce înseamnă Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, Fondul European de Coeziune, Fondul Social European, merg pe principiul de contări, adică statul sau întreprinderea mică face cheltuiala, după care își recuperează. Noi am venit, guvernul Orban a venit cu o soluție, prin Ministerul de Finanțe am obținut de la BERD 250 de milioane de euro, vine Fondul Național de Garantare cu o garanție de 50 de milioane de euro și să asigurăm cofinanțarea. Deci, practic, dacă până acum întreprinzătorul trebuie avea nevoie pentru un proiect de 100.000 de euro, să spunem, da? Avea nevoie de acești bani înainte să înceapă lucrarea. De unde lua? Ori avea economii și cei care aveau banii nu mai mergeau pe finanțare proprie, iar dacă nu aveau, trebuia să se ducă la bancă pe un credit punte. Adică credit punte plătești, da? Plătești dobânzi și așa mai departe, după care vine controlul ex post, după ce ai implementat Comisia Europeană și îți verifică dacă ai făcut lucrările, implementarea proiectului și îți face plata. Prin acest program, era mai greu, foarte stufoasă, vă spun că ajungeai un proiect european să stai și 3 ani cu el. Ce facem acum? Deci prin Ministerul de Finanțe, cu ajutorul BERD-ului, vom face proiecte tip, adică întreprinzătorul care este declarat eligibil de către departamentul IMM din cadrul Ministerului Economiei sau de către agențiile de dezvoltare regionale. Proiectul acela este analizat, este finanțat, vin la Fondul Național de Garantare, noi asigurăm, să zic, tot ce înseamnă creditul acesta punte, adică garantat de noi cu bani de la BERD, cu dobânzi insignifiante, subunitare, cum spun eu, că banii BERD-ului și a Comunității de Dezvoltare Europeană nu intră în datorie publică și în deficit, iarăși un lucru foarte bun, și practic noi plătim acel credit punte, întreprinzătorul își face investiția, după care noi ca stat, Ministerul de Finanțe prin Autoritatea de Plată, cu Autoritatea de Plată de la Bruxelles, își face, să spun așa, de contul și plățile. Deci, practic, vom avea o singură plată la 1 miliard, adică nu sunt 1 milion de proiecte. Vă dați seama să faci 1 milion de astfel de dosare. Deci, un lucru care va duce și va crește rata de absorție. Deci, până acum trebuia să găsești acea finanțare și marea majoritate a IMM-urilor nu aveau de unde să iau, pentru că ați văzut, vă dau un exemplu, bancabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii înainte de programul IMM Invest era de undeva până în 5%. Știți care este rata de aprobare acum? Am adus-o la 25%. Wow. Adică, practic, de 5 ori. De 5 altceva, ori, ce mai vreau să spun? Că, ca efect multiplicator în economie, că am început cu garanția anume și constat. Din 2007 până în prezent, da, creșterea portofoliului de credite, deci în 12 ani, s-au acordat credite, deci cu cât a crescut? Cu 40 de miliarde. Adică 300 de milioane de euro au crescut în fiecare an. Deci în 2019 au fost, să dau, 1 miliard, în 2018 700. Deci rata de creștere a fost de 300. Deci de la an la an, da, deci, au crescut. Deci noi cuantificăm cât a fost creșterea în 12 ani. Când a intrat România, nu ești până în prezent. 13, de la 2020. Da, noi punem 2019 că ne referim la
anul de referință. Deci au fost acordate 40 de miliarde. Prin IMM Invest, de lei, scuzați-mă, prin IMM Invest, da, am acordat până în două luni 9 miliarde. Adică, în două luni. Deci, practic, am făcut o creștere de 36%. Adică noi trebuie să dăm aceste exemple. Bineînțeles, orice e perfectibil, nimeni nu e perfect. E clar că e un program care și am venit cu completări. Un program, da, nou? Un program care își arată efectele. La fel, în acest moment, deja creditele prin IMM Invest reprezintă 10,5% din portofoliul, sau cum spun eu, din stocul total de credite acordate de bănci. Despre ce vorbim? Deci sunt lucruri concrete și vorbim pe cifre. Da? E, se vede acest efect, dar nu e de ajuns, așa cum am spus. Nu e de ajuns, pentru că mai avem o problemă. Care e o problemă? Unul aproximativ, să spun, raportul dintre creditul bancar și creditul comercial este de 1-3 în acest moment. Creditul bancar, știe toată lumea, este creditul de la bancă. Creditul comercial care este? Creditul care e creditul furnizor, da? Eu, ca IMM, am plata facturii, să zic, în 90 de zile. Iar încasările le am în 30 de zile. Deci, practic, eu 30 de zile mă finanțez pe banii furnizorului. Venind criza, în acest moment, vă dați seama, acest lanț de la furnizor, comerciant, producător, da? E un lanț. Acolo se produc blocaje. Deci dacă unul nu-ți plătește o factură, tot lanțul economic se închide. E, cu ce venim acum? Deci prin IMM Invest am bancabilizat și ați văzut, am crescut rata de aprobare la bancă, pentru că lumea trebuie să știe că am văzut mari specialiști care 30 de ani au stat și au cugetat și ei văd și acum, domnule, să nu dai prin bănci, să-i dai direct la IMM, oameni buni, aici sunt niște credite. Vorbim de niște credite care sunt banii deponenților. Faptul că în 30 de ani, pentru prima dată, premierul a chemat la aceeași masă sistemul bancar și am spus, domnule, trebuie să oferim o injecție de capital record, 15 miliarde. Eu nu cred că a fost în economie să pui în investiții astfel de sumă. Da? Ea trebuie completată cu cel de-al doilea pilon. Bancabilizarea creditului comercial. Și cum facem asta? Prin două produse. Vorbesc de Fondul Național de Garantare, că vorbim de Planul Național de Investiții și de Lansare. Mai este un program de celălalt fond, dar acolo discutăm, nu e tema, e tema mea. Aici venim cu două scheme, să zic așa. Odată programul pentru scontare și factoring. Ce înseamnă asta? Pentru factoring, orice factură, da, care în acest moment este neplătită și mai ales unde e cea mai mare, între IMM și autoritățile locale. Deci, acolo e deci buba, autoritățile locale, da, care IMM-ul ți-a făcut drumul, nu s-au plătit, nu comentez în ce mod s-au făcut. Vorbim de investiții, că investiția creează în primul rând locuri de muncă, pe orizontală o investiție are efect multiplicator, așa spun cărțile, de minim 7 pe 10 ani. O investiție în infrastructură. Deci, dacă autoritatea locală n-a plătit întreprinzătorului factura respectivă, automat omul a închis prăvălia, oamenii intră în șomaj. Ce facem prin acest program? Prin factoring. Practic, acordăm o garanție pentru, de exemplu, pentru de 50%. De 50% garantează Fondul Național de Garantare, prin Ministerul de Finanțe, prin Fondul de Garantare. Și te duci cu factura aceea la bancă, da? Pentru poți să iei maxim 12 milioane, dar nu mai mult de 50.000 de lei pe factură, da? Și banca îți dă banii pe acea factură. Deci tu practic pe vinzi, garanția făcută. Da, tu practic vinzi factura băncii, care banca și cu statul român, știți că cum e la american, niciodată de fisc nu scapi, după care noi ne îndreptăm să recuperăm de la răi platii. Ce ai făcut? Pur și simplu, ai lăsat acea firmă să respire, acea firmă își plătește, da? Pentru că circuitul banilor când se acordă pe factură, tu practic faci factura respectivă. Iar factura care tu ai de încasat devine încasabilă de către bancă. Banca, ca să-și te partajeze riscul, 50% îl ia statul, cum v-am spus, pe modelul prima casă, 50% și ia și banca, pentru că plătești un comision. Iarăși, dobânzile. Ce dobânzi sunt? Sunt dobânzi ca la prima casă. 2 plus roborul, adică te duci în 4% maxim pe vremea asta. Al doilea element, în afară de facturi, pe factoring, sunt acele
cum le spun eu, instrumente bancare, Cambia, filă de cec. Câte firme din România sau câte IMM-uri n-au avut un incident bancar pentru că ei s-a executat un bilet la ordine și a fost avalizat și nu avea și un leu și a intrat în centrul de risc și nu poate lua. Multe cazuri l-am văzut. Atunci ce facem? Venim cu alt program în care tu ai un bilet la ordin și ca să nu mă execuți pe mine, te duci la bancă cu biletul ăla la ordin, îți iei un credit, că până la urmă ăsta e, îți iei un credit, cât e? 1 milion, 500 de mii plătește statul, 500 de mii plătește banca, adică pe garanție. Aici sunt două programe care vă spun eu, vor conta foarte mult în bancabilizarea, cum îi spun eu, creditul, că e comercial, că e... Aici am crescut puțin tot 12 milioane, adică ai 10 campii de 12 milioane, numai că am crescut, dacă la factură era 50 de mii de lei, aici biletul la ordine maxim 75 de mii de lei. Vorbim despre plafon. Despre plafon, adică nu poți să te duci cu un bilet la ordine de 1 milion. Te duci cu maxim 75, că și acolo. Ca plafon de garantare pe ambele programe avem 1,5 miliarde cu 1,5 miliarde. Sunt două programe. Și care, ca număr de beneficiari ați Am făcut un calcul cam 3.000 cu 3.000, dar e foarte greu să... Pentru că nu, Depinde de fiecare caz ai natura câte... Este ceva care e necontabilizat, cum aș spune eu. Deci dacă creditele ai de unde să știi, facturile neîncasate, neplătite pe piață, n-ai de unde să le știi, pentru că e este foarte greu. Este posibilitatea ca acest plafon să fie mărit? Da, normal. Noi ne-am, exact. 1,5 cu 1,5 miliarde în primă fază. Noi sperăm că aceste programe, ieri au fost în primă ședință, în primă lectură, în ședința de guvern, și venim și cu al treilea element, cu al treilea program, programul de schema de garantare pentru leasing. Și de ce este foarte important acest program? Ieri s-a prezentat, avem un plan național de investiții care vă spun, eu sunt economist, poate pot fi subiectiv, dar cartea și cifrele nu te mint niciodată și magnitudinea cifrelor îți demonstrează atât în statistică cât în prognoză. Sunt 100 de miliarde de euro. Bani pentru infrastructură. Da? Ca să particip la o licitație, că e vorba de canalizare, că e vorba de drumuri, că e vorba de întreprinderile mici și mijlocii din România, nu aveau capacitate, adică nu aveau utilaje, nu aveau echipament, da? Pentru că sunt foarte scumpe. Sau în momentul când te duceai să le achiziționezi pe fonduri europene, trebuia să fie noi. Și sunt foarte scumpe și nu e rentabil dacă prima dată trebuie să ai lucrarea și după aia te duci să te... Că nimeni nu se duce cu bani de acasă. Și am creat acest program de leasing, da? Prin care orice IMM din România își poate achiziționa utilaje noi sau vechi, deci nu contează, de maxim 5 milioane de lei și garantăm statul, îți garantează garanția nume și constat pentru IT e 80%, pentru restul firmelor de construcții sau de agricultură, inclusiv pentru echipamente de irigații, să-ți iei aceste echipamente pe leasing, este de 50%. La fel, dobânda este 2 plus robor. Deci, practic, s-a plafonat dobânda. La fel, nu mai e nevoie de avans. Știți că era înainte nevoie de avans. Aici, e la latitudinea... 10% sau 15%. Nu putea să ajungă și la 25%. La fel, acum am eliminat și acest avans. Adică sunt niște programe care încurajează și responsabilitatea întreprinzătorului. Că acestea nu sunt bani... Știți cum se spune? Când nu sunt banii tăi, nu mai... Când sunt banii de la bancă, ai o responsabilitate, că trebuie să întorci acea sumă înapoi. E un proiect într-adevăr ambițios. Da, sunt cele trei proiecte care noi oricum intrăm, sunt în Programul Național de Investiții și Relansare Economică. Noi sperăm că la 15 iulie ele să funcționeze, adică întreprinzătorii să le poată accesa. Ce așteptări aveți pe ansamblu? Pe ansamblu... Aveți emoții? Nu am emoții, știți, doamnă... important că am creat niște instrumente financiare pentru nevoia IMM-urilor. Deci, acum, în această perioadă, și ați văzut, am început cu primul. IMM-ul avea nevoie de șomajul tehnic. Da? Dar am văzut de altfel că se prelungește. S-a prelungit, da? Deci nu au plecat oamenii acasă, cum s-a spus. Am avut nevoie de credite, da? De injecție de capital. Am venit cu IMM Invest. Da?
Acum venim cu iarăși o măsură luată în guvern și se regăsește și aici, celebrul programul Prima Casă. Ok, funcționează și va funcționa în continuare. Știți că am avut un legiferare în Parlament, ne-au schimbat programul, l-au blocat, că așa se întâmplă când nu pricep ceea ce scrie în cărți. Am venit guvernul acum și modifică programul Prima Casă, se va spune o casă nouă, în care lăsăm componenta de persoane fizice, cum era până acum, pentru că programul a mers și merge în continuare, da? Ni se puseze în Parlament maxim 40.000 de euro, maxim venituri de 7.000 de lei. Vă întreb eu, în București sau în marele orașe, mai există familii care au sub 7.000 de lei? Mai sunt, dar aia nu poate să-și ducă să... Deci, practic, a fost... Programul a fost închis, pentru că nu ai cum. Adică, nu găsești în București la... Piața trebuie, deci, de asemenea, cererea și oferta trebuie să meargă. Piața trebuie reglată nu prin intervenția statului, ci prin întâlnirea celor două, cerere cu ofertă. E, pe lângă programul Prima Casă, la care, de exemplu, până acum aveam garanție pentru o construcție nouă după Revoluție, să spun așa, era 60% și cu 40% alea vechi. Ați garanta... Da, 60% și restul venea, împărțeam riscul cu banca. Acum am introdus clădiri, deci construcție, începând din anul acesta. Dacă tu îți contractezi la un dezvoltator imobiliar o construcție nouă, îți dă garanția 80% și am crescut și pragul până la 400.000. Deci mult mai mare pentru imobiliile de ce? Ce înseamnă construcție nouă, doamnă? Înseamnă locuri de muncă, înseamnă o industrie pe lateral, pe orizontală, da? Materiale de construcții, materiale de mobilier, tot, pentru că construcția unei case înseamnă dezvoltare. Deci ar fi mult mai rentabil să ții imobil nou. Și am introdus, și era normal, pentru că am făcut un calcul, din cele 275.000 de garanții, dacă nu mă înșel, era la momentul la care am făcut această analiză și am propus guvernului modificarea programului, 70% erau în garanția statului, s-au dus în construcții înainte de 90. Păi ce efect multiplicator să aibă o construcție care a fost construită pe vremurile înainte de 90? E, și care e noutatea? Am introdus persoanele juridice, adică întreprinderile mici și mijlocii, care vor să construiască. Au acces la un credit de 40 de milioane de lei, cu o garanție a statului de 50%, da? Să construiască următoarele condiții. Trebuie să aibă autorizația de construcții, trebuie să aibă viabilizarea terenului. Ce înseamnă viabilizare? Gaze, apă, canalizare, locuri de parcare. Deci trebuie să vină cu aceste, cu dovada. Da, pentru că știți cum s-au construit. Da, fără. Deci terenul viabilizat. Și atunci tu practic mulți povara de pe creditul persoanei fizice, l-ai mutat la o persoană juridică. Și tot în programul Prima Casă este Da, este introdus ca noutate și care va avea un efect multiplicator, pentru că acum noi trebuie să accelerăm foarte mult construcțiile. Deci e clar că domeniul ăsta a fost cel mai afectat în perioada aceasta. Și pe final, pentru că trebuie să încheiem, din păcate, nu ne mai permite timpul, care este stadiul proiectului IMM Invest acum? Câte firme ne aflăm la două luni. Programul lansare. Are 4 etape. Prima etapă și acum, practic, toate cele 4 sunt concomitente. Prima etapă, știți foarte bine, 72 de ore făceam analiza pe cererea de IMM, după care a doua etapă era analiza băncii, banca analiza, și aici fiecare instituție bancară a avut, să zic, independența și criteriile proprii, n-ai cum, sunt sub supravegherea BNR-ului, nu putem interveni noi ca stat, după care a treia etapă era garanția acordată de Fondul Național de Garantare și ajutorul de stat, acele dobânzi și pe care statul le plătește băncilor în numele... și acum vă pot spune că am început să facem plata la cea de-a patra etapă. Deci am intrat în acea patra de etapă. Da? Toate cele patru etape sunt deschise, adică se mai pot înscrie întreprinderi mici și mijlocii. Astăzi, la ora 11, înainte să vin aici, situația era 10.200 IMM-uri care au garantarea
aprobată, adică creditul garantat aprobat. Dar și așteaptă banii. Banii în cont, că e o deschidere, pentru că contractul de garantare și creditare e tripartit. Semnează banca, semnăm noi fondul de garantare și ultimul care semnează este beneficiarul. Din momentul în care a semnat beneficiarul, banii sunt în cont. Rata de respingere cât e? Acum, rata de respingere au fost undeva la 9.000, vreo 14.000 au fost respinse. Dar de ce spun lucrul ăsta că au fost respinse? Pentru că băncile nu au făcut pe... Și este un program care nu-i primul venit, primul servit. Au fost în prima săptămână depuse la bănci, dau un exemplu, de 1.000 de credite și băncile le-au analizat pe toate, au făcut un clasament. Și cele care au fost cele mai bune, da? De aici a fost, au plecat. Acceptat, iar cele care, primul lucru când într-un orice, sunt cei care îi resping. Și la prima dată, la admitere, se publică cei care n-au trecut claza. După aia premianții. Deci avem 15.000? Deci 14.000 erau din 65.000 de IMM-uri înscrise în momentul acesta. Respinse fie la bancă, fie la fondul de garantare. Domnule Năncu, eu vă mulțumesc pentru și eu vă mulțumesc dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Mulțumim. Mare drag.